bătut joc ca de Iisus Hristos de dânsa metică. Și introdusese mărimea cea mare de răcâne. S-a primit ca un violiu făcut răcâne micuța. Mă doare, anume spune acolo de sub că doare. Mă doare, lăsați, mă doare foarte tare. Atunci catetiul și-a l-au căzut, că era de o mărime mare, au căzut. Și l-a introdus tot pe celălalt. S-a primit șocul septic, dacă i-a introdus cu infecție. Dacă că-i văd pașii, adică aici, cum a stat, cum... N-am dormit noaptea și deja am scos ultima. Mă doare tare. Dar e așa de mit, că cum e că mi-a rășa pe ochi. Împrejurul ei grăfi cu apă și apa aceea era fierbinte lichidă de dânsa, fierbinte, fierbinte, că acum chiar și de era de mă spre cale de moarte, dar totul am trebuie să-i pun apă fierbinte. E vânăt. Și aici așa îngrijorul și el înguriță. Și cu lagrimă, adică sunt țămit că suntem gata, că eu și zis, sunt timpul nică eu n-a să scriu mai mult, e sunt să mori. Expertul ăsta mi-a citit că e șoc anafilactic, el a dispărut 10 zile. Medicul legist. Medicul legist. Și a venit expertiza cu șoc septic. S-a schimbat. S-a schimbat, șoc septic. Și dimineața și seara, aici, dimineața când plec la lucru, pe aici merg. Seara vin tot aici. Ce ut, vorbiți flori, cu el? Cel. Îi zic tot timpul, bună dimineața, bună seara, Sabinuță, ajută bunii să facă dreptate. Și așa, parcă le eram dătoare, eu parcă am intrat la dânsele acasă. Cum așa? Tu ești medic pentru copii, trebuie să vorbești frumos. Trebuie că ei erau fetiți foarte bravo, care de cu toți vorbea. Pentru dânsa era strașnic cineva să strige la mine. Că îmi spusesc și atunci, Sara, bunica, eu te iubesc foarte tare. Tu ești de-a mea pe vecie, chiar pe vecie. Bună ziua, Amberagerașul, bunică-i scump. Cum la tine, orașul? Că te iubești tare. Fata, bunicuță-i fată. Floarea, bunică-i scumpă și oraș. Lipsești foarte mult, scumpă. Doamna Iulia, îmi pare rău ce s-a întâmplat cu nepoțica dumneavoastră, primiți condoleanțele mele și vreau să vă întreb dacă vă mai amintiți ziua în care s-a întâmplat totul, cum s-a întâmplat? Asta n-am să uit niciodată, e o strășnicie și s-a întâmplat. Era o fetiță plină de viață, sănătoasă, niciodată nu avea probleme să bolească. Dar la data de 7 februarie a avut puțină febră. Anul? Anul 2019. Și eu am hotărât să scriu la pediatru. M-am dus la Galaxia, că și stătea fata la evidență la Galaxia. Și mi-a spus, pediatru o să fie sâmbătă. Și mi-am înscris. Atunci am hotărât cu Angela, am vorbit pe telefon ce să facem. Și i-am dat niște norofen să-i scadă febra. A doilea zi din nou s-a ridicat febra. Eu stăteam pe gânduri, nu-mi plăce cum stau să nu o verific și un medic. Și îi spun Angelei, eu aș vrea să chem salvarea, să nu o duc cu febră. Și am chemat salvarea. A venit salvarea acasă. Avea 38,3, dar eu am trecut pe la farmacie, că eu eram la lucru, și am procurat Panadol și încă ceva. Am venit, nu am administrat nimic, zic, nu administrez, dacă vine salvarea, să o vadă în forma cum este, ies, să ne spună ce să facem. Uite, mă sărac 38,3, a vrut să-i pună injecție. Ea micuța a început să răcânească foarte strașnic. Răcânie că nu vrea injecție. Îmi pare rușat că a trebuit să-i propun. Dați să-i dăm niște mixtură, să nu-i punem injecția dacă e așa de tare, se temea. Am un timp ăsta cât o răcânit, parcă vocea, eu venit să tușasc cu voce răgușită. Și mie eu zis că adică doamna Iulia mă cunoște azi la salvare și mi se pare că nu și e vreo faringită, mai bine v-aș propune să vă internați. Da, vorbisem până la cu dumneavoastră, zic, dumneavoastră vedeți ce, dar eu aș vrea să mă luați cu salvarea la medicul de familie, să mă duceți, vorbisem cu dumnealui. Zic, bine, nu-i nicio problemă. Și atunci ne-am îmbrăcat și ne-am dus, era jumătate la 4, ne-am dus la medicul de familie, salvarea a mers cu noi, medicul de familie a consultat, noi ne-a trimis, am făcut o radiografie, la radiografie a arătat că e o simplă
orze răceală. Atunci dumnealui, da, dumneai i-a spus că adică de faringită. El a deschis internetul, s-a uitat, a citit și ne-a scris azitromicin, un antibiotic, care, după cum am înțeles, e o leacă mai puternic. Ne-a scris antibioticul, noi ne-am și încă ceva și doamna Iulia i-a administrat, dar vedeți, dacă cumva ceva e mai rău, atunci mă sunați, să stați fără grijă, fiindcă eu tare retrăiesc, eu Și m-am cumpărat medicamentele, am luat ce am luat de la farmacia de la Galaxia, ne-am zuit cu dânsa de mânuț sus, la farmacia din deal, am cumpărat restul medicamente. După am intrat într-o butic și au procurat niște chiflișoare. E bucuroasă, am mâncat, am venit acasă, am prefăcut antibioticul, l-am administrat, de-am atunci sara. Îndată a scăzut febra, copilul vesel, s-a jucat, a mâncat, a doua leză totul bine. Asta a fost de-a doua leză, că asta era vineri. Sâmbătă bine, duminică bine, să joacă, eu în colăs acasă, mă duc la Rezina, procur producte. Am luat rodii, ce-i plăcea ei anume, făcusem zămșoară. La amiază ne-am culcat, am dormit împreună, s-a sculat, s-a binel. Pregătim lecțiile, am sunat la o vecină, ne-a dat lecțiile care trebuiau. Am pregătit, am gătit gentuța pentru a doilea zi, luni, pe data de 11, plecăm la școală. Luni dimineața, eu ca de obicei m-am sculat, trebuie de pe afară, poră, îi hrănesc și Sabinel scoală bunica, i-a încălcat căinuțele. E bunica, mă doare burtica, deschid ochișorii, mă doare burtica. Eu mă apropii, unii te doare, mi-arată aici, eu și-i fac ca un fel de masajel la burtic, împrejur, le-am scoală și la viceu. S-a dus și a prins să vomiteze. Vomitat odată, de-a mă nu trece mult, mai vomitează a doilea eu și-o sun pe Angelica, pe mama. Angela Sabinelu, de la ce poate să fie? Ne gândim, deschidem repede internetul, citim, poate să fie de la antibioticul ăsta cât de reacție adversă, dar poate să fie de la ce-o mâncat sara. Și să facem, Angela, m-am mâncat și dă-i niște cărbune. I-am administrat cărbune, din nou vomitat. Ne-am vorbesc cu o vecină poate are acasă Reghidron, să-i dau niște... Nu mi-a spune că n-are, dar copilul e la Rezina. Sun, rog, mi-aduc Reghidron, încep să-i dau și enteros gel. O mai vomitat odată și parcă s-o liniștit. De-am vorbit cu fetele mele de la lucru. Eu lui Ivana v-aș sfătui mai bine să vă chemați salvare, mai bine. Ei bine, au zis fetele așa, Angela, mămică, nu trebuie salvare. Eu o chem. Am chemat salvare. Îi spun ce este, bine, atunci haideți cu noi la spital. Luați medicamentele care le-ați administrat și mergeți. Am pus într-un pachetel medicamentele, am îmbrăcat-o repijor. Am mers fata de mânuță, ne ridicăm în salvare, acolo am culcat-o. Stai culcat, eu am alergat înapoi și ne-a luat încă o garafioară cu apă. Îmi pare rău că n-am luat și Reghidronul, cel care l-avem prefăcut eu. Și ne ducem, de-am mergând pe drum, eu îi rog, duceți-mă la Galaxie, unde am fost la medicul de familie. Noi la Galaxie nu vă ducem, vă ducem în deal. Ne-a dus acolo. Ne-a dus. Ne-a aranjat în secție de internare. Patul chemat pediatra pe doamna Pilipiețcă. Dar starea de vomă s-a oprisă. S-a oprisă. Nu mai vomitat. O chematură, îi pune termometru, febră, fata n-are. Mă întreabă, ce ai dat? Ca ce-am dat, cum, zic, a doilea zi, zic, foarte bine, merg, stăt, noi ne pregătisem geanta să ne ducem la școală. Dar tu știi că la școală nu se duce dacă îi dai antibiotic? Zic, eu știu că nu se duce, dar mă rog, dacă era fata bine și îi dădem dimineața mânca și se duce, că îți dădea dimineața și seara. Mai scurt, un șeptat striga la mine, am la pământ, cu copilul așa și așa puțin și eu... Cu un copil trebuie să vorbești frumos, dar e striga mai scurt. Se manifesta așa față de nepoțica, da, dumneavoastră? Da, față de Sabinuța. Și de-am, zic, am vrut la... Dar cine v-a scris medicamentele? Zic, de la Galaxie. De ce ați venit aici? De ce nu v-ați dus la Galaxie? Păi, zic, eu am rugat să mă duc, dar dacă nu m-a dus, m-a adus aici. Bine, și ne-a lăsat, s-a dus.
Dumnezeu, mă scuzați, era șefa secției sau era un medic obișnuit? Nu, era pediatru în secție de pediatrie. Era șefa secției Bigovska, dar asta alta, mai tânăr. Atunci ne-a lăsat acolo și azi de la internare ne-a dus într-un salon de la internare. Ne-a dus acolo și nu a trecut, eu știu cât timp acolo, a venit să iei analiza din vinișoară. A încercat să iei, dar e deodată, mă rog, ca copil s-a spărit. Atunci a putea striga, stai într-un loc! Și eu și așa am azut zi și de raia once asta. Eu am și așa o zi supraîncărcat, încă și tu. Mai scurt o sfredelită, mânuța o sfredelită. Nu, eu mai luat analiză, ne-o lăsat, s-o dus. Ia cât în păcărelul ăsta să selectați urină. Bine. S-o dus, întredeam o doamnă care spală podelele, zic, ne aduceți reghidronul, ca să ne aducă, ne-a spus ca să ne aducă reghidronul. Acuș, că se răcește apa, trece o băcat de oră. Ne aduceți, apa se răcește. De-am noi ne-am dus cu Sabinuța și am încercat să selectez urină. Ne-am suit pe unitazul acela, cam era complicat pentru, eram pantalonaș, închipuiți-vă. Ceva am strâns în păhăruțul lecuță, ceva s-a mai dus de lături. Era ca de un deget. Venim în salon, de-am un trașee tăzuc și ăla care acolo iar încercăm. Că Sabinuța, bunică, poate ne ducem acasă. Zic, trebuie să selectăm, bunică, întâi urină, așa plecăm. În salon de-am pus-o iară deasupra încă între și... Și faceți că, zic, da unii s-o pun doar, zic, eu am sals pe ăla să dezinfectez pe urmă, numai să fie posibil de... E copilul un coșei urină care era, vă spun, de un deget, atât. Și ne-a adus undeva la 2 ore și jumate acel reghidron. O băut micuța numai 2 gurii de reghidron și bunicuță, eu vreau să mănânc. S-a sculat pe șezut, eu vreau să mănânc și să-ți dăie bunica. Bunică, chifleșoară de cei care am mâncat vineri. Te-am, eu alerg, fuga la buticul celălalt și rog, fetele, mă cunosc, zic, vă rog, și nu avem de cei cu vii și nu avem de altfel, cu cașcaval. Aduc, îi dau și mănânc și termina să mă apșoară. Așa jumătate de litru, e micuța în tot parcursul ăsta, 2 ori și ceva, cu terminat apă. Mă, le rog, dați-mi, vă rog, apă. Nu avem noi apă aici, duci e din baie. M-am dus în baie, acolo unii curge stișca asta, că se duc și se băiesc. Dintr-un s-a găsit și călduță. E, încetșor, am strâns eu o leac de apă, i-am dat, am alergat la fete, la... era numai cu gază. Cu gază nu pot să-i dău dacă ea avea stare de vomit. Și te-am, stau, îmi sună fetele de la serviciu. Între timp vorbim cu Angela, îi spunem cum e situația. Este te culcată, cerie să plecăm acasă. Eu ies o dată pe coridor, doamna asta... Pilpiețca, zic, ce faceți cu noi? Ne ducem acasă, ori stăm, cât putem stăm fără niciodată. Județi că nu o să fie urină atunci. Dar au venit și eu luat din degețel sânge. Analiza era bună. E febră în avie, analiza din degețel bună, adică... În fetele zice, doamna Iulia, nu stați, era undeva 15 la 5. Am sunat și la medicul de familie dumnealui de-am nordicat, duceți-vă la directoare. Alerg eu, fugă, zic, Sabinuța, bunica, am uși să întoarci și mă duc la... până într-un salon aici. M-am dus la directoare, zic, doamna Nina, zic, ce facem noi? Avem de-am acuși 4 ore de când stăm și nimic nu ni se administrează, ori ne ducem acasă, ori ceva. Mi-ai, hai, bine că ia că eu merg cu voi. Și e, s-a pornit cu noi să mergem la... În secție. În secția asta de internare. Și între timp a sunat-o pe asta Pilipiescă, a sunat neuropatologa. O venit și fetele și ele de-am. Și numai între eu intrat mai înainte, Sabinuța din nou cere mâncare. Bunică, eu vreau să mănânc. Mi-a zis și dă-i să mănânce dacă ceri. O mâncat iară din nou bucățică de chifleșoară. O venit neuropatologa. Ieși, o palpează, culcat-o, palpează bine și o la burtă. Te doare, nu mă doare. Tot bine se uită la dânsa, ochișorii puțin să înflază, ci... De la și poți fi cu înflați. Mă întreabă, poate i-am administrat ceva în năsuc. Zic, i-am dat galazolin, dar picături pentru copil până la 6 ani. Și cât 2 picături într-o nărișoară și 2 în altă. Dar cum poți fi ochii înflați dacă eu stat de la vomit, de la și-o stat culcată aproape 100? Clar că e înflați. Și doamna
Florea, deci puteți plecați acasă, dar domnule director, eu zic că nu, adică dacă nu se preurinează, ar fi bine să ne suim sus în secția de pediatrie intensivă, să-i pună pe curătoare ceva. Ne-am suit, cu picerușile noastre ne-am pornit încetișor, am mers până la secție, acolo era de-am șefa de secție, deodată încă doamna asta, o zic că nu-i loc, nu ne pot duce, eu scoteți copilul și ăla pe un timp cât o să îi spună lui Sabina și trebuie și pe urmă ei o să plece acasă să vedem situația și a să elibereze salonul. Am intrat în salon, doamna Bigovskaya o dat drumul la apă și o pus-o la o să urineze. Nu s-a mai urinat Sabinuța, a dat pantalona și vestuță și s-o culc pe pat, pe pătucul și ăla. Am culcat, dar mă taie și afară. Eu am ieșit, au trecut vreo câteva minute, când s-a auzit un răcnit, răcnesc, ferească Dumnezeu ce răcnit, făcea micuță. O răcnit, eu îmi pusă să-mi deștele urechne și să-mi aud, să mă dau la ușă, nu-mi dă voie una, că să intru. Nu a trecut mult timp, eu știu cât a trecut, deschid ușa de-a mă iesă asta, pediatră care, zic, și o să fie copilul? Și ce e asta? Nu știu ce o să fie. De ce nu mi-ai spus că i-ai dat galazolină deodată? M-am uitat, eu parcă am chicat într-o stare de istea, deschide și ei la altă ușă și începe a răcni. Și i-ai dat la copilul ăsta să mănânce. Uite și-o, anume, vărsat, uite ce-o vărsat. Plășinte. Iar către dânsa, pentru dânsa asta a fost și un șoc. Ia-mă, când caut? Zic, nu i-am dat, o văzut și directoarea, adică mi-a permis să-i dau să mănânci. Și nu a trecut mult timp când am căutat, o scos-o pe tăpcean și-o dus-o pe targă, cu roț. Eu venit să niște neamuri, dacă eram în situația că nici nu înțelegem și pe coridor. Trebuie, zic, și cu Sabina unii, și-o dus-o, unii dus-o în reanimație. Dar ea când o trecut așa cu ea pe coridor, dumneavoastră ați văzut-o? Eu puțin ce am văzut, că eram, vă spun că așa, chicasă, mi-au dat niște pastile pe un scaun. De-am eu din urmă m-am dus. Era culcat. De-am, așa auzăm că vă leu, mă doare, lăsați-mă, mă doare atât să audă că e zice. De când i-a introdus în vinișoare și i-a introdus, i-a introdus să vede că brusc, că în istorie e schimbat, e șters doza. Asta e 100% că e făcut supradozaj de analgin și de midrol. Și făcându-i supradozajul, i-a făcut o reacție. De la reacția asta i-a dat convulsii. Și după, ei i-a introdus, așa că eu de-am încercetat toate medicamentele, i-a introdus să-i oprească convulsia de azepam, care i-a făcut șoc anafilactic. Dar după, șocul septic care l-a făcut cu cateterul. Amu, vă spun, de-am ajung eu acolo, întreb, de ce ați adus-o în reanimație? Am adus-o de atât că nu-s locuri. Acolo nu-s locuri, de atât adus-o. Dar e rău, eu mă aproape, spuneți, vă rog, și cu copilul. Era Vacarciuc, medicul ăsta care, fără acreditare, fără documente, are documente din Transnistria, adică el. Eu, la moment, nici nu știam pe urmă de-am. Все в норме, сребенка, мне переживайте, все аппараты показывают, что в норме. Păi, la voi e normă, dar ei e rău, ce înseamnă asta? Faceți ceva. Ne perejuvaite vse în normă. E tot mai rău, dar între timp vă spun că m-a trimis să cumpăr cateter. Că dacă nu s-o urina, ei să-i pună cateter pentru urin. Dar ce, în spital nu era cateter? Aveau mărime mare și o să mă duc să caut mărime mică, mărime 8. M-am dus la o farmacie, m-am dus la doilea, mai scurt, am alergat toate farmaciile. M-am întors și când am găsit 12. Ei, noi de asta tot avem. Și introdusese mărimea ce e mare, de răcâne. S-a primit ca un violiu făcut răcâne micuță, mă doare. Anume spune acolo de sub că doare. Mă doare, lăsați-mă, mă doare foarte tare. Atunci cateterul și ăla a căzut, că era de o mărime mare, a căzut. Și l-a introdus tot pe celălalt. S-a primit șocul septic, dacă i-a introdus cu infecție. Rău. Între timp, a apărut Gordienko Lilia, care e șefă pe spital cu pe medicamente, adică directoarea și a doilea. A apărut, s-a uitat, zic, e foarte rău, că nici voi ne preșivați, vse în normă. De-aia nu trece mult, mă uit, dispar toți. Nu-i nici un medic.
Dar Săbinuța mai rău începe să strigă, mitica strigă. Deschideți fereastră, deschideți fereastră, ei n-avea aer să mă duce, mitica. Am zis la infirmieră, spuneți-vă rog unii să toți ce înseamnă asta, că nu să-ți duci la operație. Și să faci, m-a adus un carton de la o carte și am prins să-i face vânt, face eu, leac, face miu, să mă duce, mitica. Dar vi s-a permis să stați lângă ea? Da, eu tot timpul am stat lângă dânsa, adică și am făcut vânt așa până a venit pe curătoare să terminasă. Între timp eu început a zice, mă doare burtica tare și arăta la ficat. Mă doare tare, mă doare tare. O venit, era jumătate la 10. Făceți ceva, chemați Chișinău. Chemați sănăviația, făceți ceva. Ce înseamnă asta? Ce e așa de rău? Aud pe caritor de mă zic lui Lilia Dmitrievna și asta îmi spune doamna asta, infirmieră, zice, doamna Iulie, uitați-vă, îmi vințește minuța, dar eu nu pot să-i spun, spuneți-mi asta. Zic, Lilia Dmitrievna, nu se ne iei trucica. De zice, berete-i grei, te-a dat holoda. Și de-am ies pe caritor și aud că zice, văzăvai Chișinău, văzăvai, este tăi ne văzăvești și îi spun, zic, chemați, făceți ceva, zice, ne ia să atficeai za salonă, mă, n-atficeai, ea ne măgu nicio делать. Там еще тебе коридор шидзыши. Вызывай Кишинев, ты если не вызовешь, я позвоню. Шо усунат ей у него ла жумать ла унс призыши усунат. Даже его нет ла жумать ла доу. Кнув не жумать ла доу. Да и стрига антри уна. Да антри темпе ла орли обвинит с Анжелика мама. Сабинуцы. O venit și ești văzut situația, dar ea avea copilașul, n-avea luna și eu zic, Angelica, duceți-vă acasă. Însă ne sunăm pe telefon să nu stai, să chinui copilul. Și te-am vă spun când la o venit în aviația, e bunica, bunica mereu, bunica între una, numai bunica atâta, zice, cateterul căzusă când s-o dus ei, din nou, și eu pus pampers. Și stătea cu pampers într-un timp, o șerut că vrea să urineze. Și chiar pe șeiut o aranjat-o și s-o urinat. Când a venit în aviație, o chemat, atunci o chemat și a făcut rentgen, cardiogramă făcut undeva la jumătate la 12, rentgenul la jumătate la 2 când l-a făcut, la dânsa de plămâni erau atacați complet. De la ce? Toate organele erau atacate, de la septic. Șocul septic era toată transpirată și rece. Este primul simptom când citești. De la ce, cum omul e într-așa situație, ce înseamnă asta. E șocul septic. Era rece și transpirată. Ei trebuie din start un antibiotic să-i pună văzând că s-a primit șocul. Cu șoc septic de acasă nu te duci. Asta e o infecție în sânge care se face. Poate să fie de la altceva care, mă rog, mai dău când ia ca la o apendicită și avea sparge. Sunt cazuri, dar la noi doar analizele bune am intrat. Nu i-au făcut o biohimie, nu ne-au cântărit, nu au întrebat dacă ea era alergică, dacă are alergie copilul. UZI, trebuie numai decât un UZI să vadă cum sunt organele, cum. Absolut nimic nu au făcut, nicio investigație. S-au bătut joc ca de Iisus Hristos de dânsa medică. Și de mai ăștia au luat și văzut ce și cum. Și mă cheamă și îmi spun, situația nu e gravă, nu e foarte gravă, dar e extrem de gravă. Noi nu avem ce face, nici nu o luăm, nici nu o închișim. Și era undeva jumătate la 4, o intubat. Atât de repede o progresat. O progresat. Foarte repede. O intubat. El striga până la urmă, că doamna Nimerenco a scris în notă. Și atunci s-a-și luat la Chișinău, era o șansă foarte mică, dar era, poate, s-a-și vrut o ei să-mi viață. Când de puțin, poate o salvau, dar nu a vrut categoric. Eu n-am știut că unii nu sunam, ei trebuie chiar cu așa el smurt luată și dusă undeva. Le era frică să nu moară pe drum. Lor le era frică să nu moară pe drum, să nu-și asume, dar mai semnam eu undeva, numai să... După ce o intubat-o, ce urmat? După ce au intubat-o, mă uitam la aparate, și aparatele jelea, când se ridica în sus, când în jos, și îi măsurau și tensiunea la mânuță, cu un fel de tot, că, adică
răcânie de durere, nu era posibil de aparatul și el a făcut că el singur trebuie să arăte și tensiune are. Dar ele erau cam, cred că stricate. Și eu tot mă uitam la dânsele și strigam la soarea medicală, uitați-vă ceva se întâmplă. Am fost strigând așa tot, ea zice, ia știți ceva, ridicați-vă în sus într-un salon și lăsați că e tot bine. Și o luat și m-a ridicat și am stat undeva până la jumătate, la șase acolo sus. Și la jumătate, la șase m-am coborât jos, când m-am coborât. Dar e așa de mit, că cum e că mi-a rășit pe ochi. La împrejurul ei grăfi cu apă și apa aceea era fierbinte lichidă de dânsa, fierbinte, fierbinte, că acum chiar și de era de am spre cale de moarte, dar totul am trebuie să-i pună apa fierbinte. E vânăt. Și aici așa încușorul și la înguriță. Și cu lagrimă, adică sunt țămit că suntem gata, că eu și zis sunt timpul, că eu n-am să scriu mai mult, e să-mi țin că moare. Și de mine întreb ce-i cu dânsul, ce-i cu fata, spuneți vă rog. Ai zis pe cărciuc, e ceva hărușva. Cum așa, zic, mi-ați promis că-i tot bine, ce înseamnă asta? Mă staralise. După, nu știu ce am mai făcut, am stat acolo, zic, la ce i-ați spus, am mers repede, am tras apa și i-am pus ceva altă. Câte o păturică așa e, că nu stai chiar fierbinte. Și de-am o infirmieră asta, îmi zice, eu v-aș sfătui, vă să ieșiți, să vă duceți la mănăstire. Să vă rugați. Mi-a dat o iconiță și-a pus-o la dânza acolo, matrona. Și eu zic că ies, dar a ieșit, ploua afară și cerul plânge după dânsa. A ieșit și m-am pornit pe jos în vine rutiera, am mers și mi se pare că m-a ajuns cineva și de-aia m-am ajuns până la Ciorna am venit, că taman era trei sfinți, Vasile, Grigori și Ion. Și eram în biserica închisă și am venit acasă, de-am la Angela. Am venit și am chemat îndată taxi și ne-am întors. Ne-am întors, ne ducem la spital să intrăm. Încă știu că și deu la ușă și cu bahinile astea lor. Nu intrați, nu știu care, dă-le voi, dă-le. Ne-am întrebat să ne ducem, când ne ducem încolo. Ne cheamă într-o parte. Și deodată ne-a dat în cap că ceva este gata. Spune cu părere de rău, să minuță nu. Tata îmi suna de mult, îmi suna tăniușii fetei și soțului și tata Sabine. Poate și sunat mai devreme, la niște cunoscuți, la niște tăți, îmi zic, și-ați lăsat-o, trebuie să o iei de acolo. Cum să o iei dacă i-o pus pe cărătoare? Cum poți să te pornești tu dacă i-o pus pe cărătoare, mânuță, unde să te duci? Dar eu scris că eu pus de examitazon cât am stat noi 4 ore. Dar nu i-a pus nimic. O scris că eu făcut cu cateterul, adică cum era cateterul, îi măsura urina. Dar eu stat cu pampers, adică foarte multe lucruri sunt false în fișa ei. Și mă rog, dumneavoastră spuneați că mulți v-au zis de ce nu ați luat-o. Omul când ajunge pe mâna medicului crede că e în siguranță, nu se gândește că o să ajungă la... Nici pe cap, nici pe minte vă spun, fiindcă eu așa am avut o operație la Chișinău, la picior, dar deam ea ca cu două operații acolo făcute, am văzut cu totul alt comportament, nimeni nu strigă la tine, toți te consultă, te întreabă, cu soțul cât am fost, o țară străină, cât o investigat, dar aici parcă le eram datoare, eu parcă am intrat la dânsele acasă. Cum așa? Tu ești medic pentru copii, trebuie să vorbești frumos. Trebuie că ei erau fete foarte bravo, care e cu toți vorbea. Pentru dânsa era strașnic cineva să strige la mine. Că îmi spusesc și atunci, Sara, bunica, eu te iubesc foarte tare. Tu ești a mea pe de ce? Chiar pe ce? Cu cine erați acolo când ați fost anunțată că a murit Sabinuța? Cu mama Sabinuței, cu Angelica. Eram și... Doamna Iulia, totuși, ei vă explicați care a fost cauza morții atunci, medicii pe loc. Vă explicați de ce s-o, timp de câteva ori ați adus-o cu analize bune și fetița a murit. Ce v-a spus ei acolo? Absolut nimic nu i-a spus. O scris că e de la galazolină, sub semnul întrebării, că
directoarea chiar a spus pentru o emisiune, că adică bunica i-a administrat un medicament care nu a fost scris de medic. Ce medicament? De unde cunosc ei? Intoxicație medicamentoasă. Așa. Adică așa o dat vina pe dumneavoastră. Pe mine, din start, pe mine. Între asta și merge toată durerea, încă, nu destul că e o durere care e de netransmis, dar încă și că eu am ceva am administrat, eu zic, eu copilul nu am putut să-i administrez nimic, eu stare fricoasă, eu la a mei, până nu mă consult cu un medic, până nu le-am dat. Dar dumneavoastră ce i-ați dat până ajunge la spital? Dumneavoastră să povesteați că... Reghidron și enterosgel. Atât? Da, da. Absolut nimic mai mult. Dar sara-i dădus în antibiotic care mi-a fost prescris de medic. Antibioticul și nurofenul, care tot el mi-a scris. Și mi-a scris eu așa e de dem. Dar cum reacționau medicii? Cum se comportau când Sabinuța a murit? Dumneavoastră erați acolo pe loc. O venit cineva să o apropie de dumneavoastră să-și ceră scuze sau să vă explice cum s-a ajuns la asta? Absolut nimic. Nici atunci, nici de atunci. Nici vorbă de să recunoască cât de puțin, că da, ne-am stăruit, poate am făcut așa, poate așa, nimic. Nimic, atât directoarea au zis că e primul caz când s-a întâmplat așa ceva într-un spital, dar cazul a fost foarte mult, pur și simplu lumea nu mai ieșit să-și facă dreptate și poate nu a fost în ochii lor, eu am fost acolo, sub ochii ei s-a făcut tot bătaia asta de joc și eu am văzut tot pas cu pas. Dar ca atare, multe cazuri sunt, că eu am și semnături de la multe mămici care, de doamna aceea care, că e Dumnezeu o pedepsit-o puțin, încă sus o să tragem tot pedeapsa fiecare pentru fapte. Dar o decedat în Bigovska, că foarte mulți copii încă aveau să suferi încă, au suferit mult și încă aveau să suferi sărmanii. Doamna Iulia, dar cum credeți, dumneavoastră, de ce se întâmplă astfel de situații în spitalele din Raioane? Dumneavoastră nu sunteți unica persoană. Am mai realizat cu o doamnă la Soroca, la fel. De ce credeți că se întâmplă așa și medicii se comportă astfel? Nu știu, eu s-o cot că vor bani din starțele, dai, cred că. Că salariile sunt mici. Acum salariile s-au ridicat destul de bine. Fiindcă poate atunci, în 2019, erau mai mici. Dar acum s-au ridicat binișor, că eu lucrez la statistică, știu cam ce salarii au. Dar ce salariu noi aveți? Tu ți-ai asumat aiastă profesie, că s-o lucrezi, înseamnă că trebuie să-ți dai inima pentru așa ceva. Tu ai dat jurământul că să salvezi un copil, un om, un care n-ar fi, nu importă. De pe drum l-ai luat, cum o zis Nemirenco. Măi, cum așa? Cu atât mai mult că eu a fost un copil și nu v-ați găsit unul să vă fie jale de sufletelul ăsta, măcar ceva, să interveniți cu ceva, să o salvați. Dumneavoastră, ați făcut expertiza medico-legală? Da. Ce arată expertiza? Prima expertiză, când eu așteptam foarte tare, a venit la domnul Raeleanu, el m-a așezat pe un scaun și îmi citește. Șoc anafilactic la diazepam. Eu deodată m-am stresat, că zic, care diazepam, de unde diazepam? Eu citisem în fișă, dar nu citisem după când... Până la orele două undeva citisem și eu administratei. De-am, când am citit pe urmă, am găsit că i-au pus trei fiole de diazepam. Pentru ce i-au pus? I-au pus că s-o liniște. Ei au zis că i-au pus când au intubat-o. Uh-huh. Am un fișă și trei fiole. Eu am rugat anchetatoarea că să duc să ridice reiestru, să vadă în jurnal. Câte fișe, că am auzit eu acolo ceva. O ridicat, o găsit că sunt 5 fiole. Nu 3. Nu 3, 5. În fișa fetei sunt 3. O chemat doamna care o administrat atunci și-a întrebat-o și-a spus că două vrut să-mi administreze, una mie și una lui Angela. Păi dacă cum, trebuie să le dăi la pe Sabinuța? Trebuie să scrii totdeauna undeva când faci un act și le dai la... Dar vouă pentru ce? Că să ne liniștească când ne-au spus că a murit. Dar că să ne le introducă nouă înseamnă că noi trebuie să dăm acordul după sustragi din fiolă și introduci pacientului, omului care dă acordul. Dar tu că ai tras-o din istia,
Nu să. Aici să ies două fiole care eu pus-o, una în pediatrie, care eu vă spun că ei s-au primit convulsie, și a doilea eu pus una când s-a dus la operație. Și s-a primit șocul este anafilactic. După el, expertul ăsta mi-a citit că e șoc anafilactic, el a dispărut 10 zile. Medicul legist. Medicul legist. Și-a venit expertiza cu șoc septic. S-a schimbat. S-a schimbat. Șoc septic. Alexandru, tata Țabinuță, îl sună și îl întreabă. Dar tot el a dat da. Rezultatul? Da. Dar cum e posibil atunci așa? Atunci mi-a citit, adică eu îmi pare rău că n-am înscris și înscris. Ori la mână nu-mi dă decât trebuie să dai la poliție. Uh-huh. Mie nu mi-a dat-o. Sașa de-am când sună și întreabă, de ce adică ați spus că așa de? Eu am scris așa în bază la cum a bătut vântul. Cum a bătut vântul, eu așa am scris. Dar cum e posibil așa? Ia că așa ne-a răspuns. Dar cum așa, explicați dumneavoastră, doamna Iulia, că s-a schimbat rezultatul expertizii? Cum explicați dumneavoastră asta? Eu vrut să spele urmele. La dânsa au fost șocul este septic, dar l-au avut și anafilacticul întâi. Întâi, ia că așa este trei tăti care au fost, că din ce cauză ne-au nimicit și probele biologice? Ce ne-au nimicit? Ne-au nimicit la centru medicin legală de la Chișinău. Ne-au nimicit. Vorbiți serios? Păi da, noi ne luptăm. Dar ce probe aveați? Erau probele de la Sabinuță. Mai scurt, când am primit de-am rezultatul ăsta. Aici, la rezina. La rezina. Noi n-am fost de acord și ni s-au mai făcut o expertiză în comisie. Unde? Tot aici. Tot aici. Întâi a fost o notă informativă. Nota și informativă prima a fost tare bine și frumos. Sabinuța a murit, trebuie să moară. Nu a fost nici. Atât că o șters în fișă și le-a dat mustrare. A doilea, când a fost format Nimerencu cu medicul Cojocaru, Victor, și medici puternici, au depistat o grămadă de încălcări. Foarte mult ce a făcut din trânsa. Nimerencu, vorbiți de ministrul sănătății? Da, ministra sănătății de mei era atunci, așa pe urmă au fost scoasă și iar din nou e. Și comisia, când a depistat 23 de pagini, adică și eu trebuie să fac și nu a făcut, toate încălcările au fost descrise. Când comisia asta... expertiza asta în comisie, totul, o descris tot încălcările. Și anume, decesul o mărs direct de la ceea ce au făcut ei. Eu n-am fost de acord 100%, am vrut să facem expertiza română, să văd ce i s-a introdus. Să vedem ce i s-a introdus, pentru că nu e posibil, copilul merge, ca fiecare o mărs la medic, bine, picioare, și nu mai a introdus ceva și este rău. E clar că, Dumnezeu, trebuie să investighezi, să vezi ce e, de la ce? Da, da, asta e principalul și eu asta am vrut. Noi am cerut expertiza asta română și ne-a dat acordul. Când merge, 17 s-a luat decizia când face expertiza asta română. Atunci taman era cu COVID-ul, cam greu, eu le sunam, duceți, s-au dus probele care le aveau. Spuneți de probe biologice, ce? Da, au dus o parte de probe, eu sun la România, am găsit numărul prin internet, am sunat, am vorbit chiar cu medicul care s-a ocupat, zic, noi vrem toxicologia. Zice, doamnă, noi nu putem face toxicologia, că nu ne-au adus probele biologice. Zic, cum nu le-au adus? Ia că și nu le-au adus. Atunci noi de-am sunăm, scriem, spun la închetătoare, primim că probele au fost nimicite în bază la un regulament intern. Când am ei... aflăm când ne-au nimicit, pe data de 17 se ia decizia că se facă expertiza română în baza lor, e pe 18 le nimicesc, pe 18 decembrie. 17 pe 18 regulamentul cui? Regulamentul la Centrul Medicinii Legale. Dar cum e posibil dacă rudele au solicitat ca să facă expertiza în România? E ca așa, noi am cerut să deschidă dosar penal, nu vor. A fost la doamna care le-a nimicit și o întreabă ce le-a nimicit, zic că nu știu, el le-a nimicit, pur și simplu că nu știu că este expertiz român. Și ne luptăm, e ca și la curtea de apel, am dat de-amu, că să vedem, cum așa, la să răspundă persoana care le-a nimicit, de ce a făcut chestia dată. Doamna Iulia, să le luăm pe rând, după moartea nepoțicăi dumneavoastră, Sabinuții, ce s-a întâmplat aici? La spitalul din Rezina, dacă s-a întâmplat ceva, a fost ceva, a fost cineva mustrat, a fost cineva concediat, a fost pornit o anchetă internă, este ceva aici sau nu? Doamna Nimerencu a cerut atunci pe directoare să o scoată. Să fie demisă. Să fie demisă și
pe un timp Vacarciuc, care e anesteziologul, să fie suspendat. Și el a fost suspendat, dar directoarea nu a fost scoasă. Mi-a eu chemat de la Consiliul Raional șeful și a stat de vorbă cu dânși și nu a vrut să o demită. De ce? O zic că nu e nicio greșeală, n-are e treabă, tot a fost bine și frumos. Dar cine i-a administrat astea 5 doze de preparat? Asta sora medicală, dar în bază la... La indicația medicului. La indicația medicului. Spuneți de acest Vacarciuc, da? Acest Vacarciuc, din secție de reanimare. Sunt 3 ani de când nepoțica dumneavoastră nu mai este. Aici, la spital... Patru ani. Aici, la spital... S-au schimbat lucrurile sau nu? Sau medicii ăștia activează în continuare? Nu, Vacarciuc așa și nu activează și pe doamna postul o scos-o. O sunat chiar Nimerencă și m-a întrebat, poate propun vă medic ceva mai bun care știu. Zic, eu nu prea știu, dar am auzit de un domn tânăr care este vârlan și dumneavoastră ei chiar mi-a sunat direct și a vorbit cu mine și până la urmă o scos-o și l-a pus pe un medic brav și soția lui, am înțeles că e în pediatrie și s-au schimbat lucrurile înspre bine. Părinții sunt mult mai mulțumiți, adică să scrie o lecuire mai bună, mai normală, mai... Tot una au frică mult, dar în schimb... S-a schimbat directorul. Da. E da, al director. Dar cum a ajuns analizele, probele biologice la Chișinău când i s-a făcut expertiza aici? Dumneavoastră ați solicitat ca ele să ajungă la Chișinău sau cum o ele ajungă? Expertiza s-a făcut la Chișinău. S-a făcut și la Chișinău? Nu. Acolo au făcut tot. Pur și simplu au venit rezultatele aici, la domnul de aici. Dar expertiza aici la Rezina nu s-a făcut? Nu. Atunci au venit, ei nici nu au pornit să facă până au venit de la Chișinău cineva ca martor, să vadă, că, fiindcă și deodată s-a deschis anchetă, fiindcă e în timp de 20 de ore o mântuit-o. Eu și sunt 20 de ore, când asta e ceva și din comun. Cum credeți dumneavoastră? Cine este vinovat de moartea nepoțică dumneavoastră? Da, ei sunt un șir. În primul rând, asta pilipiețcă care o trebuie să-i administreze o simplă picuratoare de dexametazon și așa el reghidron. Și noi primim. În vreo 3-4 ore eram acasă și copilul era viu și ea era la locul ei la lucru și lucrurile mergeau bine. Așa e Bigovski care eu administrat acolo, eu pus și fura semințe și zic, cum poți dintr-o garafă cu apă să scoți apă dacă tu n-ai turnat întrânsa? Asta e imposibil. Eu ridicat glucoza, avem etica la 18. Mă întrebau, umblau de unul și mă întrebau, poate cineva e bolnav din familie, de diabet. Era strașnic. Cum? Ce fel de medici sunteți voi? Voi nu înțelegeți. Toate simptomele arătau că ea avea septicul de am. Toate. Dumneavoastră credeți că cei de la Chișinău au distrus probele biologice la indicația aștept de la Rezina? Da, da. Ca să ascundă tot? Da. Asta e. Noi am fost și la domnul, cum îl chema, de la Centrul Medicină Legală, era... Șeful. La șef, da. Am fost la audiere. Și noi i-am spus atunci că noi vrem să facem expertiza internațională, să ne păstreze și ne-au promis că au să păstreze, probele nu se nimicesc. Dar dumneavoastră, ați cerut explicații, doamna Iulia, cum e posibil când noi am cerut să fie expertiză în România, voi ați distrus. Ați cerut explicații, de ce ați făcut asta? Am cerut, domnul Andrean, eu de la Chișinău n-am ajuns acolo la dânși, de-am aici la aici cu ancheta. Și avocatul nostru să luptă cu dânși și să-i pună la punct, adică pe aici, de un nimicit. Și aia că vă spun că noi luptăm, de-am nici nu știu câte ori ajunge la curtea de apel, întorc înapoi, noi am cerut să strămute toate acestea la Chișinău să dea dosarul, fiindcă acolo s-a petrecut... Expertiza. Da, și acolo l-a nimicit. De acolo un judecător, de la procuratură, un procuror să iei și să investigheze. Și nu vor, categoric nu vor. Dar pe medicii de aici, de la spitalul din Rezina, ați depus plângeri? S-a deschis un dosar penal sau nu? A fost dosar deschis penal. Ei au fost deodată bănuiți, pe urmă au fost învinuiți. Și în decembrie, anul ăsta, la 28 decembrie,
dosarul l-a clasat și i-a scos de sub învinuiri. De ce a fost clasat? Păi asta, eu am pus întrebare și avocatul, și ați înviat-o pe Sabina sau ce s-a întâmplat? Așa au primit, noi am scris la Procuratura Generală plângere, fiindcă ei întindeau timpul, ori le trebuie să ajungă la 5 ani, trece termenul de prescripție și atunci nu mai răspunde nimeni și asta e. În dosar, câți medici erau, aveau statut de acuzat? Florea, Pilipiețcă, Vacarciuc, Bigovscă, Deamănui. Trei medici? Trei. Și dosarul a fost clasat fără da. Mari argumente? Gata, s-a clasat și noi răspuns n-avem, de ce l-ați clasat? Și acum vă luptați ca să fie redeschis? Da, noi avem, încă nu e pus data precis când la Curtea de Apel o să fie pe articolul ăsta 213, pe 214 de-am coactivat fără, avem pe 20 octombrie o ședință și am pe 20 septembrie cu probele avem iar. Da, dosarul legat de medicina legală nu este închis. Dar nici nu e deschis dosar, pur și simplu, da, plângerea noastră și atât, nu vor să deschide. Nu este pornit dosar? Ce vă spune avocatul dumneavoastră? Avocatul se luptă cu dânșii, adică de ce nu? Că nu vor aici la procuratura noastră, categoric nu vor să deschide. Ei zic că n-au pentru să deschide, că este regulamentul ăsta. Dar de ce se întâmplă asta? Cum credeți dumneavoastră? De atâta că vor să stopi urmele. Fiindcă aici e un șir, nu e unul. Sunt mulți vinoveți. Și ei vor să stupi și gata. Eu am zis că eu merg și la izdumații. Chiar una din medici s-a interesat. I-am pus monumentul lui Sabi. Noi și peste monument facem dacă trebuie acel izdumații scoatem. E dureros. Dar, domnule Andrean, pentru a... Dar unica iară... Cum am spot eu să facem iar o expertiză corectă și dreaptă? Că și azi de la România e cumpărat. Scriu toate încălcările, nu a făcut așa, nu a făcut așa, dar nu-i de vină medicul. Păi, dar cine-i de vină? Unii eram. Doar nu eram univa la o babă, eram la medic. Ha? Cum așa? Doamne, de ce trebuie să moară oameni ca să întâmple ceva în sistemul medical? Ca să facă schimbări. Dumneavoastră sunteți din puțini oameni care vă revoltați, vorbiți despre durerea prin care ați trecut și treceți dumneavoastră. Deși eu nu înțeleg singur lumea, deși nu stărui pentru că dacă ar fost unul mai înaintea noastră, n-ajungem noi cu Sabinuța. Și noi așa am zis și așa zic tot timpul. Sabina n-am să o întorc, dar pentru salvarea la alți copii, o să mă stăric, mai de una m-am întâlnit în piață cu o persoană și mă întreabă, ce-i, că e o persoană care tot e cu politica. Cum, doamna Iulia, dar eu zic, cum, mă lupt cu nedreptatea și cu nelegiuirea. E, lăsați de-amu că și-a făcut special. Dar eu zic, clar că nu a făcut special, nimeni nu face, zic, și așa el șofer când calcă, doamne ferește, merge și de peste un om, tot nu faci special, dar fiecare răspunde. Dar nu mai e pentru ce să răspundă. Cum pentru ce să răspund? Pentru ce și-a făcut. Chiar nu, eu nu vreau să închidă, dar eu vreau totdeauna măcar să recunoască, măcar și-a răscuză, că de puțin. Cu toate că asta nu se iartă. Dar cum credeți dumneavoastră? O să facă dreptate în cazul morții nepoțicăi dumneavoastră sau nu? Mai nu cred. Avocatul că când îndă speranță că o să facă până la urmă. Aici nu la CEDO numai. Dacă aici nu o să reușim. Dar eu mă uit cu Curtea de Apel tot timpul ca când e pentru noi, pentru dreptate până la urmă. Aici, la Rezina, nu. Dar de ce se întâmplă asta în sistemul medical? Idei n-am, nu știu, eu strășnește, vă spun, de atâta că așa au fost corupt din start, cred. Corupt și noi am învățat singuri că să le dăm bani și așteaptă bani. Că eu zic, eu știu, le dădem și atunci bani. Pe cine dumneavoastră doriți ca să fie pedepsit în cazul Sabinuței? Cine credeți dumneavoastră că e vinovat și trebuie să răspundă? Pilipiețcăia, directoarea pentru cuvintele care au zis că eu sunt de vină, să răspundă tot și pentru că eu a stupat pe toți. Și a zis Vacarciuc, Florea, practic Florea n-are nimic, neuropatologa e, o palpat-o și a zis că e tot bine, o văzut, e n-are nimic, absolut. Ce le-ați spune, doamna Iulia, acestor medici dacă ar privi interviul cu dumneavoastră? Le-aș spune cum le-am spus și când am fost la ședința judecată. Să spună adevărul, ce s-a întâmplat cu Sabina. Spun adevărul și o să fie ușor să trăiască și pe ei pământ
și să plece la judecat când să plecăm la Domn. Mult mai ușor o să fie. Le-am spus, nică, nu schimbați, dar mașina e moartă, care prima i-a făcut toate chestiile. Spuneți adevărul, cum este. Și o să fie mult mai ușor pentru toți. Și pentru noi, când am eu aș atât de distrusă, de distrusă cu pierderii, dar de distrusă de lupta asta, ăștia ani. E că sunt 4 ani jumate. Eu mă lupt și mă lupt și mă lupt. Că mulți îmi zic, oprește, dar cum să te oprești când vezi atâta nedreptate? Noi acum suntem la mormântul Sabinuței. Vreau să vă întreb, dumneavoastră, cât de des veniți la Sabinuță, la mormânt? Domnul Andrean, eu și dimineața și seara aici. Dimineața când plec la lucru, pe aici merg. Seara vin tot aici. Ce ut, vorbiți flori, cu ei? Cele. Îi zic tot timpul, bună dimineața, bună seara, Sabinuță. Ajută pe bunii să facă dreptate și pe mama, pe tata, pe toți. Ajută-i și păzăște-ne. Ea stătea la dumneavoastră? Da, e ultimul timp amu era la mine. Stătea la mine de mână îndată și că când vrei să o iei Angelica la Chișinău, dar zic să o mutăm de la, în clasa întâi aici, a doua o leacă porniți să ducă la Chișinău. De să termine 4 clase și apoi încă una ei au vrut să-mi o lese, fiindcă soțul dacă era la Italia cu transplantul și să nu-mi fie greu și mie să plâng tot timpul, că dacă mă vede cu lacrimi în ochi, ce, hai bunicuț, te rog, cântă. Sunt mândră și sunt faloasă, că am nepat frumos și mă lua, adică să nu plâng. Și eu vrut, adică stai cu mine să-mi fie și mie mai ușor. Când veniți aici la mormânt la ea, vă este mai ușor? Da. Eu dacă o zi nu vin, parcă nu mi-ajunge ceva. Dar... Și casa dumneavoastră este aici și aproape, nu departe? Aproape, da. Ați făcut aici numai flori la mormântul ei? Da, încă anul ăsta o leacă sunt mai slăbuți, că dacă nu reușesc cu apa, da. E lângă greu. Ea cine este mormântat? Soț și bunielu. Da, bunielu. Erau legați, o iubești. Fotografii are multe cu bunielu. Dacă Sabinuța v-ar auzi, ce i-ați spune? Ui, ce aș spune? Nu știu. Multe am de spus. O iubesc, am nepoți mulți, dar pe dânsa fii. Greu, nu știu. Și spune-ți să apere surioarele. Doamna Iulia, asta este camera în care dormea Sabinuța? Da. Dormea chiar... cu dumneavoastră? Da, dormea cu mine chiar atunci când la spital, ultima noapte aici, pe patul ăsta, am dormit cu dânsa. Aveți lucruri pe care le păstrați și acum de ale ei? Da, gentuțele. Una e aici, una e la mine la lucru. Din jucărele. Așa hainuțele ne-am stăruit și le-am dat la copilași să le poarte. Care au fost. Dumneavoastră spuneați că ea se afla la dumneavoastră. De cât timp se afla? E aproape 2 ani. Stătea la dumneavoastră? Da, dar da. De ce? Mama cu tata s-a dus peste hotare și... O decis să rămână la mine, da. Cum se comporta ea? Cum era ca copil? Un copil nici nu pot transmite cât de bravo. Ca un soare, ca o lumină, ca o... Îmi de viață, aer. Foarte bravo. Avea niște prieteni aici, în hală, s-a jucat, tot ce avea. Nu mă deschide ochișori, bunică, eu n-am cu cine să mă joc. Și este un băiețel Filipaș, îl chemam să juca cu dâns tot timpul. Și apoi la fetițele astea jucărele, le lua și le ducea în drum. Dar cu mine, la tot pasul bunic, te iubesc foarte mult. Ești un bucătar extraordinar. Eu tot azi devin bucătar. Își dorea să devină bucătar? Da, dar eu zic, Sabinuța, tu bunică, bucătarul, îți devii așa, îi să faci mâncare. Dar tu îi să fii un mare bunică. Și am chiar zic, ură, îți devii un medic ca să salvezi vieți. Parcă îmi spune, fiindcă învăța foarte bine, avea o memorie și o tare bravo era. Ce clasă era? A doua. Și nouă, câți anișori? Nouă? Opt. Opt. Sunt lucruri care văd acolo jucării, care dormea ea cu ele. Da, e ca asta, e prașul, este cumpărat de tata și mama ei, tot. Și cu dânsul. Ce simțiți când veniți aici? Unde știți că o găseați pe ea, dormeați cu ea? Când intru, parcă m-ar cozăgeată. Chiar când vine vremea și să fac așa curățenie, eu mai bine închem o fetiță cu mine, că mă străpunge. Adică
plâng tot timpul, nu pot să mă abțin. Dar chiar că îi văd pașii, adică aici, cum o stat, cum... N-am dormit noaptea, știi, și am scos ultima. Mă doritoare. Părinții locuiau la Chișinău. Da. De ce ați decis să mormântați la Rezina? Aici, lângă mine. Așa. Noi nici nu ne-am gândit atunci când, să vă spun cinstit, așa, nu știu cum s-o primit. Doamna Iulia, ce trebuie să întâmple la noi în țară ca să facă dreptate? Nu știu, eu gândesc că nu trebuie pentru așa durere să mai treacă cineva, să facă bine. Trebuie fiecare om să ne luptăm pentru dreptate. Cum n-ar fi fiecare, trebuie să spună adevăr, să spună dreptate, să ne corectăm unul pe altul. Că nimeni nu este sfânt și da, într-adevăr, fiecare om greșim. Da, să recunoaștem ceea ce greșim, să recunoaștem și să ne corectăm. Și așa-i de la asta procuratură, cum poți să astui atâția pași și atâta să ne faci ca pe niște proști, niște nebuni, distrug complet de-a mă. Nici capul, nici inima, nici mintea nu poate ține de-a. Dumneavoastră, mai aveți nepoți? Da, mai am, încă am un nepoțel, o nepoțică la Italia, nepoțelul la Italia și nepoțica Sofia, e la o lună cu Sabinuța, ele vorbeau pe telefon tot timpul și eu surioară, cântau împreună, jucau așa peste calculator. Cum credeți, dumneavoastră ați făcut tot posibilul ca să o salvați pe Sabinuța? Am stăruit să fac, dar mă învinovățesc, fiindcă m-am dus la spital. Că eu dacă stăteam acasă, m-am prins de o gel reghidrol, Sabinuța era vie. Clanța a fost o simplă intoxicație. Putea să fie ce-o mâncat, că mă băuse niște lăptișori și cu rodii. Putea să fie de la chiar și acel antibiotic. Dar era, n-avea febră, n-avea copilul, adică nu era într-o stare atât de gravă că să moară. Și vă învinovățeți și acum? Mă învinovățesc și acum tot timpul. Tot timpul mă învinovățesc că trebuie să stau acasă. Tot îmi zic și mă liniștesc, adică ați făcut ce-i mai bine, adică te duci la medic. La medic. Dar ea ca văzând unde m-am dus și am făcut. Doamna Iulia, eu vă mulțumesc că ați avut curajul să vorbiți despre durerea prin care ați trecut și treceți dumneavoastră. Vă doresc multă sănătate și putere ca să mergeți să facă dreptate în cazul nepoții, în cazul Sabinei. Mulțumesc foarte mult și mulțumesc de susținere și de înțelegere că, nu știu, de-am eu zic, poate așa mai aude un, mai aude altul, poate să și acei medici s-or mai gândi când fac, să fac corect. Și așa e procuratură, colegele, să facă. Dacă ar fi unul pedepsit, poate nu ar fi de mai departe cazurile astea. Dar așa unul face la stupul, altul face la stupul. Așa clar este. Că șirul merge. De ce trebuie să moară copiii nevinovați? Pentru ce? Pentru o simplă picurătoare care i-o pune și venim acasă. Dacă ei nu și-au făcut ce trebuie să facă și ieși la lucru, ieși, fă tot ce trebuie. Și fiecare trebuie să răspundă pentru greșelile pe care le face. Păi clar, și normal. Și normal și să le recunoască. Dar nu le recunosc. Mulțumesc încă o dată și sper că se va face dreptate în cazul dumneavoastră. De, Doamne, să ajute, Doamne. Mulțumesc mult. Mulțumim și le mulțumesc celor care ne privesc. Chiar dacă aveți istorie de viață care merită vorbite, mă găsiți pe rețelele mele de socializare. Aveți grijă de voi și de cei dragi.